Viața unui bebeluș de 9 luni se scurge între mail-uri și cereri de transfer de la un spital în altul. Doar pentru confirmarea diagnosticului fetiței, părinții au așteptat din luna iulie până în septembrie, două luni risipite în care șansele de viață ale copilului s-au diminuat treptat din motive birocratice. Două luni de zile. Iulie și deci am făcut în analizele genetice în 7 iulie și le-am primit în 9 septembrie. Și mi-au trimis și poză pe WhatsApp unde confirmă că ei l-au trimis în 10 zile. Au zis că iau un contract cu spitalul și trebuie să trimit la o anumită adresă de e-mail, nu trimit părinților sau în altă parte. Aveam un număr de telefon la care sunam. Am sunat și în august, vă dați seama că cu cât citeam mai mult, cu cât vedeam cât de gravă e boala. Și atunci tot am insistat să vedem dacă ne-au venit analizele. Spitalul, în august când am sunat, mi-a spus că e luna concediilor, să revin în septembrie. În septembrie am revenit și după câteva zile, nu știu, cred că atunci au început să, la insistențele mele, dacă tot am sunat, o sunat și ei la Genetic Center și atunci au primit și ei încă o dată rezultatele. Ar trebui să se pună fiecare în pielea unui părinte care timp de două luni stă acasă cu copilul, care nu are o simptomatologie gravă, un copil care se mișcă, un copil care râde, un copil care este viu, care este jucăuș, și brusc copilul este intubat, nu mai poate să respire singur, să se întrebe acei părinți ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi așteptat două luni o analiză care, culmea, a ajuns la spital, dar n-a ajuns la medicul curant și două luni de zile mama a stat cu un copil fără o schemă de tratament. Reprezentanții clinicii de pediatrie numărul 1 Cluj spun că ei nu au primit niciun rezultat până luna septembrie, deși scrie negru pe alb că a fost trimis în iulie. Acel rezultat care trebuia să fie este de la o firmă cu care avem contract și care prin contract trebuie să transmită, avem date în caietul de sarcini, care trebuie să transmită rezultatul pe adresa de mail a secției sau a medicului curant. Pe aceste două adrese nu a venit unde le așteptam. Avem 200 de adrese de mail în spital. Eu de unde să știu unde a fost trimis rezultatul? Părinții voiau să meargă în Italia cu fetița pentru tratament, asta dacă primeau mai repede rezultatul. Acum însă e prea târziu. Fetița se zbate între viață și moarte. Totuși, părinții își leagă speranțele de un transfer la București. Noi așteptăm să mergem la București. Acum nu știm exact din ce cauză nu mergem la București. Ni se spune că Spitalul Grigore Alexandrescu nu ne primesc și acum nu știm dacă e vorba despre de aici nu vor să ne lese să plecăm sau chiar Spitalul Grigore Alexandrescu nu vor să ne primească. Copilul ar trebui să ajungă la București. Copilul este într-o stare gravă. Dacă se mai poate face ceva pentru el, atunci București ar trebui să... Fac un apel la conducerea Spitalului de Copii să renunțe la orgolii, să-i permită acestui copil să ajungă într-un loc unde poate fi ajutat mult mai bine decât se întâmplă acum aici. Reprezentanții unității medicale spun că au depus mai multe cereri pentru transferul la Spitalul Pediatric Grigore Alexandrescu din capitală și că încă așteaptă aprobarea celor de acolo. Singurul medicament care poate salva viața celor 54 de pacienți din România diagnosticați cu această boală rară a fost aprobat recent de către stat, dar fondurile nu au ajuns încă la Casa de Sănătate pentru a fi livrat tratamentul. În momentul în care Casa de Asigurări ne-a finanțat programul, noi putem să spunem da, administrăm fiola respectivă. Îi rog pe cei care conduc România la această oră să se pună în locul acestor părinți, să empatizeze cu ei și să aloce rapid sumele necesare ca acești copii să fie bine îngrijiți și urgent salvați. Din cei 54 de copii diagnosticați cu amiotropie spinală din România, 3 se zbat între viață și moarte. Singura lor șansă la viață este acest medicament numit Spinraza.